da? Am dat rec, da? Guys, dar ce avem noi aici? Arhiva Familia Mateș. Suntem în Dubai la momentul ăsta și ne-am dat seama că nu am făcut un video cu toate amintirile pe care le-am avut în 2022 sau cel puțin o parte din ele, să punctăm acolo câteva chestii, da? Bun, în primul rând, anul trecut pe vremea asta, unde eram? În Africa. Africa. Kenya. Mi-este foarte dor de Africa. Africa, putem să o spunem că este și Kenya, pentru că asta a fost prima experiență africană pentru noi. A fost, este numărul 1 ca destinație și ca top amintiri. Bun, hai să începem să vedem cum a fost. Mamă! Mie nu-mi plăcea. Mie da, mă simteam. Wow. Cum a fost Revelionul? Revelionul? Anul ăsta am avut un Revelion, așa cum mi-aș fi dorit să-l am și în Africa, înconjurată de prieteni. Îmi place foarte tare Revelionul să-l fac cu prietenii și Crăciunul să-l facem în familie. Deci Revelionul nu avea cum să fie ca un Revelion pe care îl avem în țară, cu prieteni, cu familie, cu suc, cu stat până dimineață și ne vedem și a doua zi și a treia zi. Noi am avut în plan să avem un Revelion foarte fain. Eu am zis că avem piscină, e super, e cald afară, tot e fain. Și putem să avem pool party. Și am luat chipsuri, am luat super, am luat de toate. Am luat chiar un timp fain. 3 minute până la a fost interesant să vedem pe aia cum dansau pe acolo, niște artificii undeva foarte, foarte departe, dar da. Mamă, safari, prima noastră experiență de safari în Amboseli, în Kenya. Știi imaginile alea cu Africa, când scrii Africa pe Google Images și îți dă niște imagini? Da, sunt din Amboseli. Este foarte memorabil, îl voi ține minte. Paul, arată ca o închisoare. Hai să ne simțim bine. 32 de grade, Paul. 7 săptămâni am stat în Africa. Avem mai multe amintiri decât sunt în vlogurile astea. Oricum, asta e una din top amintiri. Cum a fost aici? Să fim într-o fai și am dormit pe tata pentru că patul a fost foarte tare. Și tu mă filmai când eram supărată. Da. Mai țin de cine cu girafele. Asta e super, asta chiar e super. Trebuie să mănânce de pe părul meu? Ia, dă-i tu de pe... Dă-i de pe părul meu. Ia, pune-i pe capul meu. Ador girafele. O experiență superbă. Foarte top experiența asta cu girafele. Nu mă, câte chestii s-au întâmplat în Africa. Mai țin, mai țin. Ua, și verde. Ua, ce fain. Eu am dormit într-un pat de bebeluși. Da, exact. Mă, ce ține minte, mă, toate lucrurile astea. Bun, și acum... Și asta o ține minte în Kibera Slam, cea mai mare mahala din Africa. Ziceam și în video acolo și zic și acum că oamenii ăștia nu au făcut absolut nimic ca să fie în locul în care sunt ei, acolo în sărăcia aia Lucie, iar noi nu am făcut nimic ca să fim noi aici astăzi. E foarte trist. Estimările zic că sunt aproape sau în jur sau peste 1 milion de oameni. Ții minte editatul. Eu țin și editul. Mamă, ce fain. Mi-a plăcut foarte mult să editez materialele astea. Da. Țin minte că suntem nopțile. Da. Acolo, copiii ăștia au fost extraordinari. 1 milion de oameni în felul ăsta, oameni care trăiesc cu mai puțin de $1 pe zi, adică cu 4 lei pe zi, cam asta este media de venit. Asta, fain, dragilor, asta a fost o noapte, deci trecea greu, așa de greu trece timpul. Când vă gândiți că trece repede timpul, nu mereu să știți, nu mereu, se întâmplă să treacă și greu. M-a durut tot. Mama, efectiv nu mai dorm niciodată în casa asta. Mama, ne cum trecem de noapte asta? Cine n-a văzut video-ul să meargă să-l vadă, este o experiență foarte tare să vedeți cum trăiesc oamenii Maasai din tribul Maasai, da, din Kenya. Cum a zis și Amza, am dormit pe pat de din niște surcele de lemn și o piele de vacă. Atunci, suntem în Kenya, am
am ridicat camera pe acolo. Uai. Wow! Deci Masai Mara a fost super cea mai tare experiență de safari. Am văzut un craniu de un bivol, da. Da. Și ne-am dat jos. Da, și n-ai voie să te dai jos. De ce? Pentru că e periculos, poate să vină leu. Să apară dintr-o trufă, să sară pe tine leopardul. Ce ți-ai adus tu aminte, mă vezi ce? Și melâncare dintele. Da. Da. Aoleu, ce aici? Deci am atât de multe experiențe interesante în Africa. Mai țineți bine să vomit? Nu pot să vomit. Ai ochii roșii. Aici m-am simțit foarte, foarte rău când am mers pe cea mai aglomerată insulă de pe planetă. Da. Am crezut că o să mor pentru câtva timp, dar după aia a fost ok. Pe scurt, Melissa a făcut o reacție alergică la niște medicamente de malarie. Nu ne-am vaccinat sau ceva, dar ne-a zis ghidul: bă, ajungem într-o zonă care este mamă, să vezi ce malarie aici. Și trebuie să le ascultăm. Exact, trebuie să luăm medicamente. Hai, și le-a luat, da. Și Melissa a prins niște mâncărimi și niște chestii și pe a două ore cu barca așa după vreo 10 ore când de mers cu mașina a fost doar 2 ore, am zis mințit. Da. Efectiv a fost minim 5, minim. Da. Bun. Dăm start. Și după ce am ajuns acasă, din foarte frumos, a început războiul în Ucraina. Da. Da. Și a doua zi după începerea războiului, au și venit ucrainienii la acasă. Da. Să dor de ei. We have Google Translate. Yes. Very thankful for you and very thankful that da, au fost niște oameni extraordinari pe care i-am păstrat ca și prieteni și ținem legătura cu ei. Sunt în America acum, ei la niște neamuri de ale lor. Mamă, deci este o coloană incredibilă care așteaptă să intre în România. Mamă, scena asta. Exact, și după câteva zile am plecat chiar în Ucraina cu Ghiță Ignat și cu un convoi umanitar, cu o echipă. Chiar cu câteva zile am vorbit cu el și el în continuare este full in charge, implicat acolo. Și pe nașterea lui Amza. Nu s-a născut anul trecut Amza. Dar a fost momentul în care ne-am decis să vă arătăm filmarea de la nașterea lui. Ne-a fost ușor. Stai numai puțin că nu o să-i leg. Iar apoi una dintre ideile cele mai crazy anul trecut, să aducem în casa noastră un gen. Mergem cu elicopterul. Străbunica cu elicopterul, dragilor. Pentru noi toți a fost pentru prima dată, da, când ne-am dat cu elicopterul. Deci nu doar pentru străbunica. Pentru străbunica a fost ca zburat pentru prima dată. Nu zburase nici cu avion. Apropo, toate videourile acestea vi le lăsăm în descriere. Vă lăsăm un link pentru ele dacă vreți să le vedeți separat. Bun, știți de ce am mers cu elicopterul? Pentru că noi am vrut să mergem cu avionul cu bunica. Și ea nu vrea nici cum să meargă. Am avut noi oportunitatea asta de a merge cu elicopterul. Am invitat-o să vină, a acceptat. Și mi-a zis: mă, poate asta este așa o poartă de intrare către avion. Și chiar a fost. Și iată că a fost. Pentru că astăzi suntem în Dubai. Ea este în cameră undeva sus. Dar vlogurile o să continue anul ăsta tot așa în forță. Și o să o vedeți și pe bunica în Dubai. Pentru că ați văzut-o până acum în vlogul anterior. Dar o să mai vedeți, să vedeți pe unde umblăm. Hai, start. Aici învățam cum mă dădeam cu bicicleta. Vă dați seama că vara trecută a învățat Amza cu bicicleta? Și acum face scheme. Scheme, Scarlet, a căzut de pe calauci. Câte sunt bine. Ia uite. Băi, ai căzut bine de tot. Ești bine, tata? Ești bine? Ce pe tata mea? Am vezi chiar mea. Limonadă! Asta era a doua oară. Am făcut limonadă în fața casei. Iubi, au venit clienții!
Dacă vreți să mai facem ceva în fața casei, ia dați-ne idei, ce am putea să facem? Nu știu, clătite, pizza și hamburger, n-avem cum să facem, dar poate aveți vreo idee despre ce am putea să facem în fața casei. Să facem doar limonadă, să mai facem ceva anul ăsta, să anunțăm și să vă invităm să veniți. Nu burger, e prea complicat. Am zis să vine burger. După asta a început vacanța și am venit în Dubai. Locul unde suntem și acum. O și să ne-am îndrăgostit de Dubai. Ce fain. Țin minte, țin minte emoțiile pe care le-ați avut. Mi le-ați transmis. Asta-i făcea de dintre anumite. Deci zâmbetul ăla de pe fața lor, ăla nu se poate truca cu nimeni. Atlantis. Atlantis, m-am făcut eu. Unde ați fost? Ne-a speriat tare. Amza, unde-i fost, tata? Ții minte când te-am pierdut? Anul trecut te-am pierdut, dar știu ce m-am speriat. Aici am zis de când mi-era frică. Mama, aș vrea să dacă mergem. M-am dat, nu mai mi-a fost. Mam, ăsta mie nu mi-a plăcut, lingișpirul ăla, mi-a fost mie, da. Bun, am intrat, ia uitați ce aici, yo! Crăciunul. 31 de kilometri doar azi. 7 ore am băgat. Mamă. După aia aventura de Delta Dunării. Delta 4 a fost genial, care a culminat cu întâlnirea cu fetele. Au venit fetele în secret și după aia am stat așa la Green Village Resort încă 2 zile parcă. Mamă, deci a fost. Și astăzi o să avem o discuție foarte sensibilă și anume o să discutăm despre divorț. Nu despre divorțul nostru, ci despre divorț în general. Ne-am gândit să facem niște videouri așa mai serioase legate de relații și apoi am vorbit și despre relațiile intime. Bine ați venit pe camera mea. Mă, ce curat era. Este foarte diferit de cum am imaginat-o, dar este mai bine. Asta e camera. Apoi turul camerei lui Scarlett. Scarlett abandonează școala. Ia uite, Scarlett, școala românească. S-a mutat Scarlett de la școală, de la școala românească s-a mutat la școala americană. Da, pentru ce nu știți. Cum este? Cum este acum că deja ești obișnuită și... Foarte fain, îmi place, nu regret. Și mă descurc foarte bine. Pe 16 septembrie 2006, într-o zi faină de toamnă, ne-am spus unul altuia: ne vom iubi până când moartea ne va despărți. Aniversarea noastră de căsătorie a fost foarte fain, guys. În Transilvania, dacă vrei să mănânci bine undeva, ăsta este locul. Merge să vedeți vreo. Iar apoi... În Grecia! Pentru prima dată am fost în Grecia. E fain, am mers în octombrie când nu erau atât de mulți turiști, adică nu mai erau aproape deloc. Și asta a fost fain, iau-te ce școală făceau fetele, că eram în timpul școlii. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit în Autorulota, hai să-i facem un mic tur. În Autorulota a fost super. Ne place foarte tare să mergem cu Autorulota și am dorit ca și anul ăsta să repetăm experiența. Ia uite, ți-a dat-o. Amintire cu nașterea. Trebuie să răspund la o întrebare la care am mai răspuns și prin mesaje și prin alte videouri, dar continuăm să o primim în secțiunea de comentarii. Filmarea cu Scarlett, cu nașterea lui Scarlett, nu o mai avem. Am căutat-o. A fost chiar tranziția aia de la analogic la... Am dat. Niște pisici s-au certat între ele și după eu i-a făcut și ala o pisică. Masaj? Ce? Dacă nu știți, în momentul ăsta am râs atât de mult, o să vedeți imediat. Dar nu știam că e serios, e doar râdeam. Wow! Eram în extaz de fericită și ne-am simțit durerea. Wow! Da, a fost serioasă căzătura. Foarte fain. Da, foarte faină experiența cu snowskate. Așteptăm zăpada în România. Ca să ne dăm mai și în România. Mai vreo dată, eu m-am dat pe Norvegia nu era zăpadă, era doar la interior. Amza foarte bine te-ai dat. Amza din câteva zile. Eu cu spatele deja. Asta săpun. Săpun cu Timo, Shelly, prietenul nostru misionar în Africa Centrală. Foarte fain săpunul. Să știți că nu este prima dată când i-am zis bunicii să vină cu avionul și a acceptat. Adică este mare, mare, este... mare eveniment. Nu vă dați seama ce eveniment este să fie ea cu noi aici azi. În Israel. Bunica,
Ai emoții? Nu m-am mai gândit la emoții. A fost o experiență foarte tare. Cu avion. Da. Da, și Israelul pentru noi a fost, am stat 5 nopți, 6 zile, dar a fost intens. Plecăm într-o mini-vacanță. Și ne bazăm doar pe indicațiile locale. Maramureș. Cu indicațiile locale, foarte frumos. Și am mers la benzinărie. Da. O colaborare cu benzinăriile, ro? Da. Asta a fost de 1 decembrie, încă era verde pe afară, încă era lumina faină, da. A fost super. Și am încheiat cu Colindu. Da. A fost foarte fain cu Colindu. Ne-a plăcut enorm de tare să intrăm în casele voastre și să vă cunoaștem pe câțiva dintre voi. Să vă colindăm și să vă vestim nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Da. Fix după ce am terminat cu Colindu, ne-am îmbolnăvit. Aici nu mai avem video, că mi s-au luat toate puterile. Ne-am îmbolnăvit foarte tare. Amândoi am stat, eu cu Paul am stat în perfuzii 3 zile, cu febră mare. S-a încheiat așa, că a murit anul. Dar fix la final de an, am început să ne revenim. Că de revelion nu mai făceam febră, ceea ce era foarte bine. Am avut un an foarte bun. Am călătorit mult, am creat multe amintiri. Asta este extraordinar. Am rămas și cu ele, le avem aici pe video, că na, e avantajul cel mai mare în a face vlog este că la un moment dat privim către vlogurile astea și zicem: a, ce fain a fost. Guys, aș vrea să trag o concluzie. Da, este extraordinară viața de familie, faină, mulțumim lui Dumnezeu că să trăim în pace și în binecuvântare, dar trebuie să închei zicând că totul este o deșertăciune și o goană după vânt dacă Dumnezeu nu este numărul unu în viața noastră. Exact. Asta e. Adică cât de frumoasă ar fi viața dacă Dumnezeu nu există, El în viața noastră și nu e pe primul loc, totul este zero. Da. Așa e? Asta o spune un mare om înțelept, care cel mai înțelept om din nu lume. O să se mai nască. Da, Solomon. Și vreau să vă mulțumim și vouă pentru că sunteți alături de noi și ne susțineți și contează enorm pentru noi fiecare mesaj pe care îl primim și să știți că le citim. Și da, mulțumim că sunteți alături de noi și chiar vă simțim aproape așa, ca în familie extinsă. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Acesta a fost vlogul de azi, nu uita să te și abonezi, dacă nu ești abonat, apasă și un like, pentru că ne ajută foarte mult în algoritm, și ne vedem curând la un nou vlog de aici, din Dubai. Pa, pa! Pa, pa! V-am pupat!